Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Bine ne-am revăzut într-o luni seară, ca de fiecare dată, suntem alături de Florentina Mateescu. Bună seara, Florentina, tare mă bucur că ești cu noi. Olga. Iar tema pe care astăzi ai propus-o și ai pregătit-o se referă la povestea ce se repetă, la lecțiile pe care noi nu le învățăm, la conceptul căruia această neînsușire a lecțiilor din trecut face ca schimbările pe care noi le dorim să nu fie, ci să fie Deocamdată, da. cele care ni se pregătesc. Și ne vom confrunta probabil cu multe provocări sau vom învăța în al 12-lea, în al 13-lea ceas, că trebuie să învățăm odată pentru totdeauna aceste lecții. Nimic nu este nou sub soare. Tot ce a fost, nu, cum scrie în Cartea Sfântă, este și va mai fi. Haideți să rupem un pic lanțul ăsta, pentru că altfel nu reușim să schimbăm nimic. Nu Așa știu este. de ce avem nevoie. De ce ne este frică dacă nu ne-a fost frică în perioada comunistă? Dacă am știut în parte să ne cerem drepturile, chiar dacă mai anemic așa, dar până la urmă am făcut-o. De ce acum ne este frică? Firaria de frică că știm de unde vine și n-ar trebui să îi dăm putere. N-ar trebui, dar îi te dă putere. Mulțumesc frumos pentru prezentare și pentru că intenția noastră este să putem să arătăm prietenilor noștri care sunt căile și ce anume îi ajută să facă procesul de trecere. Este să se cunoască și să se învețe din ceea ce se cunoaște. În urmă cu 4 ani am început să scriu adenda pe baza unei informații venite în 2009. Ceea ce vreau să spun este că un lucru pe care l-am mai spus, informația din povestea unei alte lumi, din adenda, este exact ceea ce s-a petrecut pe Dracu și ceea ce se petrece acum pe Terra. Este același proces. Când scriam, mă întrebam cum au putut oamenii să ajungă în starea în care erau. Cum a putut planeta să fie deșertificată, să n-aibă plante, să n-aibă animale, să n-aibă gâze, să n-aibă nimic viu. Să nu aibă decât pe foșii noștri parteneri și pe cei pe care îi consumau și care unii erau sclavi și alții erau hrană. Asta se petrece și acum, se vede cu ochiul liber, se vede ce se întâmplă pe toată planeta, se vede cum se capă cu diverse pseudo-boli, afecțiuni de animalele Da, domestice. Florentina, dar totul se face, cum ți-am și la început vorbeam, cu acordul nostru. De ce astăzi? Nu, că s-au dat programele școlare pentru anul următor. De ce părinții acceptă ca istoria să nu mai facă parte din rândul materiilor obligatorii, să fie o materie facultativă? Păi, oameni buni, să ne gândim la ce ne-a spus Iorga. Un om fără trecut, fără istorie, este un om fără părinți. Deci n-ai cum să faci asta. Nu este, și vă gândiți că e mai ușor pentru copil care e mai puțin de învățat. Asta este o mare păcăleală. Este o mare păcăleală. Când avem mai puțin de învățat, se mizează pe o stare de comoditate, dar intenția din spate este să avem mai puțină cunoaștere de a supraviețui. Deci avem și mai puțin de a supraviețui. Avem și mai puțin pentru condițiile reale de bine și de viață frumoasă. Avem mai puțin pentru noi, avem mai puțin pentru copiii noștri. Încet, Avem încet o să mai puțin învățăm că pentru acest viitor. pământ nu ne aparține, că aparține altora. Pentru că toate astea se fac cu un scop, nu așa pur și simplu.
Categoric, categoric. Facultate. Deci, Ajungi în câțiva ani de zile să înveți la școală că, de fapt, acest pământ nu ți aparține ție, strămoșilor tăi. și că nici n-a fost făcută unirea. Am văzut și o versiune că nu există nicăieri nimic scris, că Mihai Viteazu ar fi făcut vreo unire, că a fost făcută doar de rege, acum un secol și. Deci, da, ce vreau să înțelegem. Tot ceea ce se petrece acum este o repetiție a unui program pe care fuștii noștri parteneri l-au aplicat pe fosta lor planetă. Planeta care a fost redenumită pentru că își va începe un nou parcurs, trece la o nouă etapă, se va numi Merșec, și care înseamnă supraviețuitorul sau supraviețuitoarea, mă rog, sau ceva care a supraviețuit. Deci este vorba de a continua un traseu existențial. Spre binele acestei planete, a scăpat de foștii parteneri și atunci are toate șansele să înceapă viața să meargă înainte, pentru că am mai spus acum câteva 2 ani că a început să fie din nou preparată pentru viață, deja au început culturi, deja au început gâze, deja începe să se nască viața acolo și să se perpetueze. Și va fi și populată și va începe din nou un alt plan de existență. Nimeni nu se întreabă Programul că trebuie să omorâm albinele și nu trebuie să omorâm țânțarii. Păi, albinele sunt cele care fac procesul de polenizare și a spus Einstein în secolul trecut că dacă dispar albinele, în 4 ani dispar și oamenii. Dispare și omenirea, sigur că da. Dispare viața, da? Bun. Și Nimeni atunci nu este spune foarte clar, întrebarea ce avem dar acum. Păi, deci noi spunem că avem grijă de populație și omorâm albinele, dar de ce nu avem grijă de populație să omorâm țânțarii? păi, tântarii pot să dispară tot, dar populația nu dispare. Ar fi bine ca prietenii noștri să înțeleagă foarte clar care e scopul, pentru că ăsta era exact prototipul la care mă refer și pe care nu l-am trecut degeaba acolo în carte. N-am știut, n-am vrut să trec viziuni și mai ales așa din trecut, n-am știut ce reprezintă atunci când am văzut, n-am știut de ce a trebuit să trec în carte, în agenda. Am mai zis că a fost și reculul, ne-am zis de 3 ori în emisiunile noastre. Acum, este foarte clar, procesul este același. M-am tot întrebat cum au putut oamenii să ajungă la nivelul ăla de, nu de animalitate. Animalele au demnitatea lor în modul lor de viață, în ritmul lor de viață, în programul lor de existență. La noi se merge la un nivel subuman, mult, și sub animal, în multe situații. Și e bine să înțelegem, să privim în jur, că cei care fac toate lucrurile pe care le trăim noi sunt oameni cu soldă la foștii parteneri. Da? Aici este subumanul, pentru că nu foștii parteneri fac toate, ei doar dispun. Cei care mișcă sunt cei care sunt în slujba lor. Și ceea ce este trist este că noi, deși sunt atât de vizibile toate poveștile, încă mai auzit întrebări, da, până unde se merge, dar ce se vrea să se facă, dar de ce se face atât, dar de ce e situația, mă rog, fel de fel de situații. Păi dacă scopul este, am recomandat cărțile nu pentru afacere, pentru că nu e nicio afacere, pentru mine nu e o afacere cu cărțile. Și nici ce fac, adică eu nu consider că fac în niciun caz afaceri, ce fac sunt niște lucruri ca să pot să ajut, pentru că asta simt eu că am de făcut. Dar am recomandat cărțile ca să poată să se înțeleagă procesul, pentru că în toate 4 cărțile există informații în detaliu despre cum am fost creat, cum funcționăm, care sunt programele de existență și în adenda ținta foștilor noștri parteneri.
Deci, dar putea să fie luată ca o poveste, deși am specificat că nu-i poveste, e realitate. O realitate care a fost și care se repetă. O realitate care va merge pe, sau se tinde să meargă și aici pe planetă până când noi ne trezim. Nu pentru că foștii noștri parteneri sunt așa de, mă rog, neplăcuți, încât să vrea să ducă până acolo procesul. Povestea noastră nu este cu ceea ce fac ei. Povestea noastră este cu ceea ce facem noi. Dacă noi înțelegem din învățăturile pe care ni le-au trimis alții, pentru că, repet, eu după ce am tipărit cartea, și a fost la scurtă vreme reculum, am înțeles că, de fapt, este vorba de programul care se face și acum. Da? Deci este identic, identic. De aceea, dacă oamenii vor să ajungă sclavi ai unor astfel de entități care, bune sau mai puțin bune, sunt entități la un anumit nivel de vibrație și au fost aduse aici, tocmai ca să poată să creeze această tentatură de manipulare, de păcăleală, de înșelare, de confruntare cu propriile umbre, cu propriile frici, cu propriile neputințe, cu negru din noi, ca să putem să ne vindecăm. Aveam nevoie de entități conectate la zona întunecată, la negru, ca să trezească negru din noi. Nu puteau să vină îngerii luminoși și să spună, știi că undeva sub coasta stângă există o zonă de negru și ar fi bine să dai cu buretelul tot curent. Că nu ține, nu așa te face vindecarea. Era nevoie de entități care să apase butoanele durerilor noastre. Și ele o fac. Problema pe care mi-o pun legat de noi acum este de ce nu ne trezim cu adevărat să ne schimbăm în profunzime și să înțelegem că ceea ce se întâmplă este ceea ce avem noi nevoie să se întâmple. Da? Dacă noi ne învățăm lecțiile, nu mai avem nevoie să le învățăm. Le-am învățat, punct. Mergem mai departe, ca și la școală. Ne-am învățat lecția, am luat nota 9, 10, cât am luat. Bună, înseamnă că am învățat major. Deci, baza de informații o avem, avem de ce să conectăm, mergem mai departe, putem să dezvoltăm mai multă cunoaștere. Dar dacă nu învățăm și rămânem corijenți, înseamnă că vom învăța din nou aceeași materie. Asta se întâmplă acum. Au fost și oameni care, mă rog, da, oameni, care au venit de acolo, de pe vremea când se numea Draco, Planeta, Marșecu, și sunt urmași de-i lor acum printre noi. Au fost două nații care n-au avut voie să se metiseze. Sunt cele două nații venite de acolo. Continuă să existe printre noi. Ei bine, dacă noi nu am avea nevoie ca ei să facă lucrurile pe care le-au făcut acolo, ei nu ar avea putere. Și n-ar mai fi aici. Da? Pentru că am zis-o de 2 ani tot timpul. S-au dus masiv pe Marte, deci acum nu mai sunt cei adevărați aici. Și totuși, se păstrează o zonă de conectare aici, o zonă de lucru foarte negativ, deci să nu zic malefic, că e, de fapt e malefic, aici, cu oamenii, contra oamenilor și contra tuturor vietăților. Că sunt din ape, din oceane, din mări, că sunt din lacuri, că sunt păduri, că sunt zone de junglă, că sunt animale, că sunt animale de casă, că sunt animale domestice, că sunt animale sălbatice, toate sunt vizate să nu mai fie. La fel ca și pe Draco. La fel era, deci mă uitam și mă gândeam, poate n-am voie să văd alta real, dar nu simțeam prezență de viață. Adică nu se simțea, erau doar câteva feluri de gâze care probabil consumau ce rămânea de la masa foștilor noștri parteneri. Dar altfel, programul e același. Și nu vreau să fie pentru a speria, ci pentru a împuternici. Pentru că asta vorbeam noi două înainte.
Voi, prietenii noștri dragi, sunteți oameni deosebiți și se vede că la foarte mulți dintre voi se simte schimbarea. Cred că proporție de 80-90% deja schimbarea s-a făcut la foarte mult. Și deja înțelegeți și deja simțiți. Mulți dintre voi ați început să lucrați, să lucrați cu voi și să lucrați și cu ceilalți, și transmitându-le informații, dar și începând să lucrați energetic și să învățați să folosească ce mai povesteam noi pe aici și să folosească ce ați învățat din alte locuri și să poată să înceapă să se creeze o masă critică de oameni treziți. Din punctul meu de vedere, mă bucur pentru fiecare om trezit și mă întristez pentru fiecare netrezit. Ce fac de un sfert de secol este să caut căile pe care le putem urma ca să reușim să ieșim din colapsul de acum, să putem ieși din întuneric, să putem să ne eliberăm de întuneric și te vede. Deci, spuneam și acum 2 săptămâni, am spus săptămâna trecută de faptul că au început să fie luate entitățile malefice, cele pe care noi le numim diavoli. Și că au fost duse pe Marte în masă foarte, foarte, foarte mare. Deci ultima oară când m-am uitat a fost joia trecută, că era tot așa o platformă imensă care se încărca și erau zeci de mii. Zeci de mii și la nivelul planetar a scăzut masiv numărul lor, a crescut însă agresivitatea celor rămași. Pentru că e o tendință de a compensa acțiunile negative. Acum, ei rămân împreună cu cei în solda fostilor parteneri ca să ne împungă și să ne împingă spre noi, nu spre altceva. Să ne trezim și să începem să lucrăm pentru că putem cu adevărat. Și ceea ce vreau să înțelegem, o să vorbim noi și la cursul de pe 7 septembrie, mult mai în detaliu, mult mai larg, ca să înțelegem cum să gândim procesele acestea, dar ceea ce vreau să înțelegeți voi, prieteni dragi, este că nu e nimic făcut degeaba. Toate au rost. În momentul în care noi reușim la nivel de masă planetară sau la nivel prevalent, la nivelul mai mare, mai reprezentativ de populație planetară, să înțelegem acest proces prin care trecem, nu mai este nevoie să se continue. Da? Deci suntem răspunzători cu toții pentru ceea ce traversăm acum și pentru ceea ce lăsăm copiilor și nepoților noștri. Ca să le lăsăm iubire și să le lăsăm o planetă curată, este nevoie ca noi să înțelegem ce avem de făcut, adică să înțelegem că soluția noastră în toată povestea pe care o traversăm este să ne conectăm la lumină, la Dumnezeu și să scoatem din noi tot ceea ce este negativ, să ne vindecăm fricile, să ne vindecăm stările negative și furie și ură și resentimente și invidie și toate cele negative, pentru că nu se merge cu ele în 4D. Ele reprezintă spațiul de dezechilibru. În 4D nu se intră cu dezechilibru. Povestea nu este doar că o să vină un moment în care se face și se schimbă vibrația și uite ce frumos am trecut cu toții dincolo, ca la un vals, am mers dintr-o parte în alta a salonului și am ajuns lângă orchestră și ce bine e. Nu. Povestea este că până nu facem în noi schimbul, în interiorul nostru să se producă schimbarea, să creăm alchimizarea necunoașterii în cunoaștere, a dezechilibrului în echilibru, a întunericului să îl luminăm ca să putem să mergem mai departe, nu avem cum să pășim în altă dimensiune. Și atunci ceea ce avem de făcut și putem, putem, deci pentru mine povestea unei alte lumi a fost un reper care mi-a dat o mare sumedenie de răspunsuri. Multe, multe. Inclusiv faptul că dacă nu s-ar fi putut să fie de folos cu ceva, nu, nici măcar n-aș fi primit informații.
Și dacă am avut vreodată vreo rezistență să scriu, în condițiile în care din celelalte cărți am scris cu lejeritate despre ce se vede în plan subtil, cum funcționează foarte multe. Cartea Trecerii e scrisă în proporție mare din lucruri pe care le-am văzut pe lângă ce am studiat, pe lângă ce am citit, pe lângă tratamente ce am văzut în corpurile subtile. Bun, n-am avut o rezistență. Dar cu informația asta, pentru că nu înțelegeam nici măcar de ce am primit-o. Am avut o rezistență, cum să o dau, cum să o dau aici, când aici este de fapt o psihanalizare a Bibliei, cum să pun aici o astfel de informație. N-am putut să scriu cartea mai departe fără ea. Și ea este de fapt un punct de cotitură pentru că e scrisă, e publicată din 2021. În mod normal trebuia să o citim cu toții. În mod normal trebuia înțeleasă atât de bine și să vedem că exact acolo merge acum omenirea terei. Dacă nu, te trezește. Acest torsar pe o rază de 2 metri și jumătate, deci o sferă de 2 metri și jumătate în jurul meu, este acum un mediu propice, un mediu în care sunt protejat de factori nocivi, de unde electromagnetice și nu numai. Am reușit să-mi redescopăr capacitatea de a mă concentra pentru a putea lucra la un proiect nou. Deci nouă ni s-a dat acest avertisment, acest memento. Ia și gândește, vezi ce se întâmplă și dacă s-a dat, s-a dat pentru că se poate vindeca, pentru că se poate rezolva. Dacă se considera că nu este de folos, că nu ne ajută, că nu ne crește, că nu ne vindecă, nu mi se dădea nici mie informația, probabil că nici n-aș fi reținut-o, pentru că am în atâtea ani am zeci de mii de citiri, n-are cine să le țină minte, sunt arhivate, dar conștientul nu le poate ține minte pe toate. Dar aici a fost atât de multă încărcătură emoțională și atât de prezentă și de dureroasă a fost viziunea, de câte ori am văzut-o m-a durut. Și de câte ori am văzut-o mi s-a părut atât de abruptă, de abruptă, de brutală, de dureroasă, de greu de suportat, încât n-aș fi vrut să o văd și totuși mă uitam pentru că era nevoie să înțeleg din ea și să pot să dau mai departe informația ca să ne ajute. Pentru că nu vine nimic degeaba. Bun. Deci, dragii mei, gândiți-vă că lucrurile sunt scrise, citiți povestea unei alte lumi, pagina 29 în adenda. Și dacă nu mă înșel, e și pusă pe site la mine ca să poată să citească oricine și cine n-are cartea. Dacă nu e, mai verific și dacă nu este, rog să fie postată din nou. Ceea ce se petrece acum este ca să se scape de ADN-ul de îngeri de aici. Și dacă, apropo de ce ai spus tu, Olga, mai devreme cu istoria, dacă uităm istoria și ce s-a întâmplat pe acest pământ, că au venit foarte multe informații false în ultima vreme să schimbe concepția de acum despre istorie și atunci, firescu spune, dacă tot acceptă oamenii versiunile astea cu care noi am încercat să vedem care este nivelul, dacă se acceptă schimbarea istoriei, putem să renunțăm cu totul la istorie, că generația următoare ne mai știe, nici nu o să ne mai bată la cap, că de fapt istoria spune altceva. Da? Deci, toate care se petrec cu asentimentul nostru. Și încă un lucru pe care aș vrea să-l înțelegem cu toții. În momentul în care o entitate, o ființă, nu contează că este ființă fizică, non-fizică, animal, om, nu contează, face ceva, își asumă acel ceva. Singura versiune în care nu își asumă e versiunea care, evident, în cele 5 pagini, ne-a arătat că șarpele a întrebat-o pe Eva. Nu e așa că Dumnezeu a zis că puteți consuma din toate fructele? Adică din fructele tuturor pomilor din grădină? Versiunea asta este versiunea neasumării. Pentru că el nu a zis. Știi, Dumnezeu a zis că să faceți așa și să nu faceți așa, dar a zis că puteți să luați din pom. Atunci era un îndemn. Și atunci el își asuma că mințea. Sau dacă ar fi spus direct, luat din pom, sau trebuie să iei din pom, cu atât mai mult urma ceea ce a făcut el Evei să-i se întâmple și lui și neamului lui.
Deci aici te vorbea de începător de neam. Și evident, ceea ce venea de la începător se ducea mai departe pe tot neamul. Și inclusiv în practicile care se fac, practicile ritualice, cei care sunt pe partea întunericului, ca să nu-și asume, foștii noștri parteneri sunt maestri la povestea asta, merg cu înșelăciune, cu minciunele mari, cu versiuni de a schimba realitatea, cu versiuni de a schimba ceea ce se cunoaște, cum e și istoria, și pun problema într-un fel în care omul să fie cel care acceptă. De ce? Pentru că în felul ăsta nu plătesc foștii parteneri, ci plătesc oamenii. Și ar fi, nu știu, chiar n-aș vrea să mă exprim cum ar fi să considerăm că nu e așa, pentru că noi de-a lungul timpului, ca societate umană, ca specie umană, am tot făcut fel de fel de, am avut fel de fel de acceptări la versiunile pe care le-au adus foștii noștri parteneri și acum trăim efectele. Da? Tot ceea ce se petrece acum în lume este efectul a ceea ce s-a tot acceptat până acum. Ceea ce se petrece cu viteză acum este datorită, așa cum am mai spus, precipitării unei specii care trebuie să plece și care în felul acesta consideră că a muncit aici pe planetă atâtea milenii cu atâtea milioane, miliarde de ființe și pierde jocul. Dacă îl pierde sau îl câștigă, responsabilitatea e a noastră. Și pentru că aici vorbim cu niște oameni frumoși, minunat, toți oamenii sunt frumoși. Toți oamenii, toată creația lui Dumnezeu este o minune și este enorm de multă inteligență, enorm de multă, mă rog, zic cum o vine. Este foarte, foarte multă inteligență, oamenii pot să meargă mai departe, au toată capacitatea să facă și au și capacitatea să înțeleagă că nu pot să ia, cum a arătat Alexandru cel Mare când s-a gândit cum să fie el dus la locul de veci, de veșnicie, nu a luat nimic cu el. Da? Deci nu luăm nume, nu luăm avere, nu luăm aur, nu luăm onoare, nu luăm pas. E un corp care trece prin același proces prin care trece fiecare corp în momentul respectiv. Adică nu este un proces diferit. Ceea ce rămâne însă este ceea ce a rămas înscris în corpul subtil, ceea ce a rămas în sufletul nostru, pentru că este informație cu care ne ducem mai departe în fiecare din viețile următoare. Atunci este bine să înțelegem că aici este important ceea ce lăsăm. Nu avere, nu bani, nu renume, nu să facem fel de fel de gesturi care afectează populația planetară, populația umană, pentru că se întoarce de la populația care va fi vecină, se întoarce ceea ce se face. Adică nu există ca cineva să mintă și să nu fie mințit, să înșele și să nu fie înșelată, fure și să nu fie furată, trădeze să nu fie trădat. Foștii parteneri n-au încredere în nimeni tocmai pentru că ei fac treburile astea. Da? Și când unul calcă strâmb, e mâncat, la drept, adică de-a drept. Da? Și atunci, asta este un program de frică pentru cei care îi ascultă. Pe de altă parte, îi ascultă mânați de faimă, bani, nume și așa mai departe. Deci, prieteni dragi, citiți acele câteva pagini ale poveștii și meditați asupra ei. Și puneți în scenariu lumea de aici. În momentul în care veți înțelege că este fix același proces, veți înțelege și de ce brusc au luat foc pădurile, și de ce aerul a fost modificat chimic cum s-a făcut, și la ape la fel, și la hrană la fel, și de ce dispar specii de animale. Am mai spus, sunt specii care nu trec în 4D. Specia partenerilor este una dintre ele, foștilor parteneri, și este unul dintre motivele pentru care ei deja au plecat de aici.
Da? Pentru că momentul în care se instalează procesul de 4, se înceapă să demareze pe fluxurile vibraționale ale 4D-ului. În consens, da? În armonie, să se facă fluxurile armonice, atunci ei nu mai pot supraviețui aici. Noi, oamenii, da. Și toate speciile care sunt croite să poată să trăiască în 4D. De aceea, sunt specii care oricum au început să dispară de acum un secol și ceva, în mod natural. Pentru că nu trec în 4D. Sunt specii care au nevoie să plece de pe Terra pentru că nu supraviețuiesc. Și sunt specii care pot să rămână pe Terra și să trăiască o lume de bucurie, de armonie. Este o lume a armoniei, este trăsătura definitorie, cea mai elocventă pentru lumea de 4D, pentru că se creează structurile armonice. Și atunci, ceea ce avem nevoie este să lucrăm cu noi și să înțelegem că schimbarea pe care o avem de făcut noi în noi este de a dori binele nostru și al întregii creații, mai ales la noi pe planetă. Peste. Și aș vrea să ne mai spun o dată, așa ca o concluzie a tot ceea ce ne-ai spus și, de fapt, ca o concluzie a mai multor emisiuni pe care le facem de câteva săptămâni, în esență cu aceeași temă. Da? Povestea se repetă pentru că lecțiile rămân nespuse, pentru cei care n-au învățat nimic din trecut, când nu înțelegem, nu ne corectăm greșelile. Istoria face în așa fel încât să ne aducă alte provocări, până la urmă sperând că vom înțelege ceva în final. Și astfel, vezi tu, sunt cicluri peste cicluri de suferință, până când învățăm din toate aceste experiențe, până când ne asimilăm cunoașterea și înțelepciunea ca să rupem acest ciclu. Ca să ne schimbăm atitudinea interioară, că aici e povestea. Dacă eu accept și zic că e departe, da? Nu mă afectează direct pe mine, ba da. E baterea aceea de aripioare a fluturelui dintr-un est de planetă și efectul în vestul planetei sau invers, deci nu contează din ce direcție se pleacă. E foarte important să înțelegem că noi avem de schimbat atitudinea interioară. Atitudinea față de, adică e nevoie să căpătăm fermitate. Asta este un lucru bun, asta nu este un lucru bun. Da, lucrul ăsta este cel pe care îl pot îmbrățișa și merg mai departe, lucrul ăsta este un lucru de care nu am nevoie pentru că face rău. Și să nu ne limităm doar la constata, ci să începem să le punem în practică. Așa toată lumea, dacă stai de vorbă cu cineva, toată lumea știe în mare cam ce e bine și ce e rău și de ce nu e bine într-o direcție și de ce greșim, dar cu practica, știi cum este, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Ei, Florentina, 7 septembrie, curs. Vorbește-ne puțin despre el. Da, deci e cumva o continuare a ceea ce am povestit acum, pentru că este ceea ce avem noi nevoie. Ceea ce vreau să facem la curs este să învățăm să gândim programele de alchimizarea noastră. Am mai vorbit de ele aici, în măsura în care ne permite timpul, dar am tot repetat ca să se înțeleagă din aproape în aproape. Cine urmărește toate emisiunile deja și-a format părerea și începe să lucreze, pentru că văd oameni care încep să fie deja altfel și e minunat. Bun. Ceea ce o să facem la curs este să înțelegem ce avem de făcut și să lucrăm pe planul conceptual. Pentru că de acolo pleacă, deci cum ne gândim noi viața, așa ne-o trăim. Cum gândim raporturile la ceea ce este în jurul nostru, că este vorba de planetă, de oameni, de foștii parteneri, de animăluțe, de gâte, de albinuțe, de tot ce este, este ceea ce atragem în viața noastră. Și atunci avem de lucrat. Bun, și în tabăra care va fi în noiembrie, mi se pare, sau octombrie, în octombrie, la final de lună, o să lucrăm intens
practic, ca să putem să facem cât putem de mult lucru practic cu noi, ținând cont că un lucru pe care vreau să-l spun înainte de a termina discuția, pe 8 septembrie, fără să știu astrologia, am văzut un clip și este Saturn foarte aproape de Terra. Unul dintre motivele pentru care se petrece această apropiere a lui Saturn de Terra este Saturn, care este cumva în mitologia greacă era zeul timpului, Cronos. El este cel care vine să corecteze, cel care ia entitățile care au făcut niște lucruri atât de negative, încât au nevoie să stea izolate departe de ceilalți, ca să nu mai facă rău, ci dimpotrivă să rămână cu sine și să înceapă să lucreze în singurătate și în tăcere sau în urlete de durere a tăcerii și a singurătății, să înțeleagă ce înseamnă facerea de rău și să se alchimizeze. Bun, vor fi foarte multe entități care vor fi luate pe Saturn. Când au fost luate entitățile daimonice, am zis că n-aș fi crezut că trăiesc în viața asta să văd. Acum, informația care a venit, ok, sunt foarte multe informații frumoase, și chiar recomand să fie urmărit materialul, dar informația despre care am spus nu este cunoscută și nici nu se știa că acolo era un fel de spațiu de izolare. M-am întrebat de multe ori cum ajungeau acolo. Când am văzut fluxul de apropiere a lui Saturn, atunci am văzut și fluxurile pe care se călătorea și am înțeles cum se făcea. Deci, ține de noi. Ține doar de noi să mergem mai departe ca umani, ține de noi să meargă și planeta mai departe și ține tot de noi să meargă și copiii noștri mai departe. Da, să trecem puțin și prin cărți, deși tu ai vorbit deja despre ele, dar vreau să le mai arătăm o dată, să știu Da, mulțumesc și... cine poate cumpăra, sigur că da. Da, deci suita celor patru cărți, suita de lumină, să fie lumină, este cea care are ca volum 4 adenda în care se găsește povestea unei alte lumi. Toate cele patru cărți traduc încă din primele 5 pagini ale Bibliei și misiunile noastre de 4 ani încă mai traduc din semnificațiile acelor structuri care s-au manifestat la început în Biblie. Cartea Trecerii este venită, așa cum am spus mai devreme, în foarte mare măsură prin Revelație. Dinozaurii este o poveste care arată versiuni ale posibilității apariției sau dispariției mai ales a speciei dinozaurilor și acelor din neamul lor. Deci sunt lucruri din care se poate învăța. Și vreau să le mulțumesc acum celor care le-au luat, le-au citit, adică celor care mi-au dat feedback, tuturor care le-au luat și le-au citit, le mulțumesc cu bucurie pentru că sper să fie adus atingerea de care avea nevoie sufletul lor. Și le mulțumesc celor care mi-au scris, spunea cineva, prima trecută o doamnă a spus: Doamne, nu pot să cred cât de mult mi-a schimbat concepția de viață. Am înțeles altfel lucrurile. De, asta este și cu tabăra pe care o facem, tabăra, seminarul, cursul pe care îl facem pe 7 septembrie. Avem nevoie să ne restructurăm modul de a gândi, pentru că nu am fost învățați să gândim în acest mod. Și pentru că acesta este punctul nostru nevralgic și cel atacat sau folosit de foștii parteneri, ca noi să stăm și să fim ca niște copilași care dorm extrem de mult, în speranța că vor crește și când vor crește, lucrurile vor fi rezolvate de adulți. Noi suntem adulți. Nu suntem copiii care sunt la ora de somn. Da, mulțumesc. Suntem adulții care trebuie să avem grijă de somnul copiilor noștri și al copiilor lor. Mulțumesc. Deci, Da, spune. da, și de aceea, ceea ce
Ceea ce îmi doresc cel mai mult este pentru prietenii noștri să asimileze aceste moduri de gândire, pentru că sunt cele care salvează, care fac posibilă trecerea, merg mai departe și care nu mai lasă loc programului de inducții negative să funcționeze în mințile noastre. Da? Pentru că, până la urmă, noi le dăm voie să funcționeze. Și spunem noi mai devreme de. Na, dacă ne dăm voie să credem toate, e bine și frumos. Nu e neapărat cel mai benefic. Da? Partenerii noștri, foștii parteneri, nu și-au asumat multe și nu și le asumă pentru că am zis noi da. Și dacă am zis noi da, noi le ducem până când zicem ba. Și până când ne decidem să luăm o atitudine interioară, pentru că până atunci vor putea continua ei să ne conducă. Soluția finală e răspunsul la o întrebare care vine din câmp. Soluția finală este să învățăm noi să punem ceea ce avem de spus, să fim fermi în deciziile noastre și să înțelegem ceea ce ne face bine și ceea ce nu ne face bine și să acționăm în consecință, în interiorul nostru. Nu e nevoie să ieșim pe stradă cu bâtă, cu ce se folosește pe acum, armament sau eu știu ce alte chestii, ceea ce este mediatizat extrem de mult și din filme, cât de puțin contează viața că există multe gloanțe, cât de puțin afectează pe cineva care apasă pe trăgaci că deja nu mai există conștiință, s-a mediatizat mult. Și multe lucruri negative. Mediatizate, mediatizate și noi acceptându-le, ba, servindu-le. Da? Pentru că sunt foarte mulți care văd filme, toate felurile de filme, care nu sunt nici educative, nici constructive, nici benefice, ci dimpotrivă alterează planul de conștiință și generează comportamente nepotrivite. Și atunci, dragilor, haideți să facem ceva cu noi, doar cu noi. Cu noi, în ființa noastră, în casa noastră, în spațiul nostru, este suficient. Nu trebuie să ne ducem nicăieri. În noi avem de lucrat. Și în momentul în Zic care și eu, reușim să facem treaba asta, se schimbă lumea. zic și eu, am avut o perioadă suficient de lungă de trezire, gata. Haideți să vorbim ca niște oameni care s-au trezit. Da? Exact. Pentru că. Aici sunt mulți oameni și toată bucuria și iubirea, pentru că cred că n-am fi vorbit cu atâta deschidere dacă nu erau niște oameni atât de frumoși care ne urmăresc și care cresc. Dar pot să crească și cei de lângă. Sigur că da, este deja nu mai e opțiune, este o obligație, pentru că altfel nu se poate. Asta este clar. Mulțumesc tare, tare mult, Florentina. Mulțumesc. Dumneavoastră vă mulțumesc că ați stat alături de noi, știu că ne iubiți, știu că sunteți cu inima alături de noi, știu că doriți la fel de mult ca noi schimbarea în bine. Și am speranța că împreună chiar vom reuși să facem această schimbare. Eu mă retrag, vă las cu Florentina și cu meditația. Până săptămâna viitoare, vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine. O seară frumoasă, mulțumesc tare mult, Florentina. Să știi că Mulțumesc. venit dependenți de meditația ta, așa niște mesaje frumoase. De fapt, și noi suntem aici dependente de meditația ta, stăm și medităm odată cu tine. Încă o dată mulțumesc tare. Mulțumesc. Seara. Mulțumesc tuturor și vouă și ție și Marie și tuturor prietenilor noștri. Cu mult drag. Continuăm călătoria, dragii mei. Și vreau să vă luați un loc, o poziție confortabilă. Ideal ar fi o poziție întinsă. Astfel încât să puteți să gestionați în ființa voastră cu multă lejeritate ceea ce avem de făcut. Pentru că, dragii mei,
Ceea ce urmează să facem, facem pentru noi. Oricât ne dorim să facem pentru ceilalți, putem doar să întindem mâna și ei să-și ia cât de mult ajutor au nevoie și cât putem să dăm. Mai departe, ceea ce este de făcut, fiecare are de lucrat în propriile structuri. De aceea, în această seară, rugămintea mea este să lăsați să curgă prin voi lumina aurie a lui Dumnezeu. Lăsați-o să curgă atât de mult până când simțiți că întreaga voastră ființă devine aurie. Adică atât de luminoasă și atât de plină de Dumnezeu, căruia îi se dă voie să curgă prin ființa voastră, încât chiar o va face. Și încât fiecare dintre noi ajunge ca un nimb auriu. Respiră, om drag, lumina lui Dumnezeu. Și lasă să tâmple ființa din creștet în tălpi. Și de jur împrejurul corpului fizic, în corpurile aurice, care conțin programul tău de existență. Și lasă această curgere de lumină aurie, ca un râu al vieții, să intre prin chakra din creștetul capului, să umple toate meridianele energetice și să radieze în toate corpurile tale subtile, umplându-le de Dumnezeu, cu acordul tău, pentru că Dumnezeu este singurul căruia trebuie să-i dai voie cu adevărat în tine. Celelalte entități au primit acordul fiecăruia dintre noi pentru că ne-am crezut cu adevărat în forța lor negativă. Și pentru că nici nu-L aveam pe Dumnezeu în noi atât de prezent ca să fim vigilenți și să nu ne dăm acordul cui nu trebuie, ci să dăm acordul cui trebuie. Așadar, minune de om, inspiră lumina aurie în întreaga ta ființă și simt cum te umple. Simți cum întreaga ta ființă te încălzește, te îmbogățește și vibrează. O să te rog, acolo unde știi că sunt probleme de sănătate care pot fi ale corpului fizic sau pot fi ale corpului emoțional, să te întreb cum, cui furii, frici, idee de neputință, neîncredere în sine, neiubire de sine,
agresivitate, orgoliu și. Deci toate sunt în planul de vindecare al câmpului tău emoțional. Toate pe care le-am enumerat. Și mult mai multe de atât. Deci acolo unde știi că ai de făcut vindecări, vizualizează ființa divină, acea parte care a intrat în tine și care s-a activat în tine, de fapt, pentru că i-ai dat voie să se activeze, Dumnezeu fiind în noi. Dar ținem ușa închisă adesea. Și ne gândim că nu e nimeni dincolo de ușă. De aceea am căzut atât de mult. Dar acum lasă-l să intre. În întreaga ta ființă. Lasă-l să te ia de mână. Și plimbați-vă prin întregul tău regat, prin corpul tău fizic, prin corpul tău emoțional, prin corpul tău mental, prin corpurile tale spirituale. Și pune degetul acolo unde ai rană. Și arată-i lui Dumnezeu. Dacă te dor oasele, și dacă te dor mușchii, și că dacă te doare inimioara, sau ficatul, sau rinichii, sau oriunde e o durere, sau o disfuncție, chiar dacă nu știi de durere, toate acestea sunt expresii ale unor lecții neterminate sau neîncepute, oricum neînvățate. Și dacă tu îi dai voie lui Dumnezeu să aducă vindecarea, te va ajuta să te înțelegi și să înveți lecțiile cu iubire și fără suferință. Și poți vedea cum din palmele lui Dumnezeu izvorăște lumina, o lumină caldă, aurie, care acoperă zona ce te doare. Și acceptă vindecarea și integrarea a ceea ce ai de învățat. Acceptă că în tine e întregul univers, care are plus și minus. Și că ajungi la plus, atunci când minusul pe care l-ai avut a făcut parte din viața ta, până acum cu durere, cu suferință. Acum se poate face cu conștientitate. Depinde ce alegi. Dar tu din acest minus poți face plus. Și tu poți mulțumi umbrei, întunericului, durerii, că au venit să te trezească, să aducă lumina în tine. Și în toată viața ta și în viața întregii omeniri, a întregii omeniri planetare,
și a întregului viu planetar. Și după când simt pacea și binecuvântarea palmelor lui Dumnezeu pentru vindecarea ta, lucrul secret este că vindecarea se face pe măsura credinței tale. Mă spune Iisus, credința ta te-a vindecat. După aceea, după ce ai pus intenția ca tu să te vindeci pe toate structurile tale, poți continua să lași curgerea de lumină aurie în ființa ta și să-L rogi pe Dumnezeu să vindece întreaga populație a acestei planete. Populația umană și toate populațiile animale, vegetale, pământul, apa, și focul și vântul, aerul, și munții și mările, și râurile și podișurile, și șeturile și dealurile, să vindece planeta. Pentru că tu ești trăitor aici, și această planetă este casa ta. Este casa care te găzduiește pe tine și pe mine și pe toți cei dragi ție. Și această casă are nevoie de lumină și are nevoie să fie locuită cu iubire. Tu poți să-i dai iubire. Și poți, prin deschiderea palmelor tale și a brațelor tale, să aduci lumină și iubire în ființa ta, în ființa celor dragi ție, în ființa acestei planete minunate. Iubește-o, drag. Iubește-o atât de mult încât să dai voie să o iei în brațe. Și brațele tale să fie de lumină și să înconjoare ca pe copilul tău. Și tu să devii atât de mare o ființă de lumină pe care Dumnezeu o crește până când poate să-și îmbrățișeze planeta. E casa ta, om bun. Care rămâne și dacă tu pleci. Dar rămâne cu rană pe care o lași dacă nu o mângâi și nu o iubești. Și drag, vizualizează cum rănile tale au fost vindecate și Dumnezeu s-a scurs atât de mult în tine și te-a umplut lumina aurie până când ai depășit mărimea planetei. Și poți să te îmbrate. Sau să te adun cu toți oamenii în jurul ei și să îmbrătișai cu iubire. Și să o lași să fie scăldată în lumină și în iubire.
Pentru că ea te-a dat viața fizică și te întreține și are nevoie de tine, te dăruiești ceea ce tu poți. Iubesc un drag și te iau de mâini să înconjurăm plână pământul. Să-i dăm iubire. Cât de multă are nevoie. Și să știi că inelul nostru de lumină nu îmbrățișează doar planeta. Îl îmbrățișează și pe Dumnezeu care o umple. Cu iubire un drag. În brațele planetei și ale Dumnezeu și ținând în brațe planeta și îmbrățișându-l pe Dumnezeu. Ne revedem cu drag. Și îți mulțumesc, îți mulțumesc că ești aici și acum un drag. Și îți mulțumesc pentru darul pe care îl faci vieții, luminii și iubirii. Te iubesc, om drag. Îți mulțumesc. Pentru că ești. În cabinetul meu de psihoterapie și terapie cu copii. Este un cabinet în care vin foarte, foarte mulți copii. Lucrând cu copii care sunt hiperkinetici, au un anumit comportament dezorganizat, agitat, am putut să observ că aerul proaspăt îi ajută să fie un pic mai liniștiți, să fie mai atenți cumva, să-și poată focaliza mai bine atenția în momentul în care au sarcinile de îndeplinit și le dă o stare de bine. Vi-l recomand cu încredere și să aveți propria experiență.